Foarte mult, Andreea. Petrolul a sărit la un nivel maxim al ultimilor 7 ani, după ce Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse să intre în regiunile separatiste din estul Ucrainei. Analiștii se așteaptă ca în scurt timp prețul practic să treacă de 100 de dolari barilul. Între timp sunt așteptate și noi sancțiuni occidentale împotriva Rusiei ca urmare a recunoașterii așa ziselor Republicii Donetsk și Lugansk de către Kremlin. Deocamdată e de așteptat ca aceste sancțiuni să nu ducă la întreruperea totală a livrărilor cu petrol și gaze rusești. În eventualitatea unor probleme de aprovizionare, Uniunea Europeană discută cu alți furnizori creșterea livrărilor către Europa. Ministrul rus al energiei susține că Europa nu va reuși să înlocuiască rapid cantități mari de gaz natural rusesc cu gaz natural lichefiat din diferite țări. Teama de un război în Europa ne liniștește și investitorii. Acțiunile de pe marile piețe din Asia sunt în scădere, iar indicii bursei de la Moscova au avut corecții între 8 și 11% la deschiderea de astăzi. Șoc așadar pe piețele financiare ale lumii după ce Putin a ordonat armatei ruse să intre în Donetsk și Lugansk. Prețul petrolului, un plus 7% astăzi. Bursa de la Moscova a înregistrat prăbușiri de până în 20%, cele mai ample din 2008 încoace. Gazprom, Rosneft, Lukoil sunt cumva perlele energiei rusești. Băncile de asemenea au pierdut mulți dolari în această perioadă. Bursele din Germania, Franța, Marea Britanie, Spania, săderi de 3%. Bucureștiul a deschis pe minus 3% în această dimineață. Claudiu Cazacu, specialist în piețe externe, a avut amabilitatea să stea de vorbă cu noi. Rapid, domnule Cazacu, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru că aveți treabă, nu, în aceste ore. Care e atmosfera pe piețe? Atmosfera a fost extraordinar de neîncrezătoare și de stresată în această dimineață. Piețele au fost pe vânzare și mai ales nu prea au întâlnit contrapartidă decât la cotații mult mai coborâte. Ulterior însă am văzut că s-a aplicat reflexul de cumpărare al trendului ascendent, astfel încât în prezent o bună parte din scădere a fost acoperite, recuperate pe bursa noastră și chiar și în parte și chiar pe bursa germană, care însă rămâne ca indice 1,3% pe minus. Am văzut pentru aur o creștere la niveluri la vârfuri multianuale, acum iarăși o anumită temperare, au apărut și niște comentarii care, interesant, citau niște declarații de dinainte de veștile din Ucraina recente care spuneau că aurul s-ar tempera. Cred că mai toată lumea așteaptă deschiderea sesiunii americane și mai ales forma specifică a sancțiunilor pentru a calcula impactul economic. Asta dacă vorbim de partea de active, de acțiuni, de burse. Dacă ne uităm pe partea de materii prime, acolo petrolul este sus. Avem un Brent la 96 de dolari și pare că piața este probabil calibrată pentru a înregistra mișcări destul de ample și de acum înainte, pentru că acolo vor fi cu ochii pe eventuale disrupții la adresa ofertei. Dacă se întâmplă așa ceva, și pe petrol și mai ales pe gaz natural pentru Europa, impactul economic va fi destul de amplu. Cu permisia noastră, domnule Cazacu, rapid m-aș uita peste graficul pe care l-am pregătit. Este evoluția prețului petrolului, e practic una dintre puține evoluții pozitive în aceste ore, ba chiar una îngrijorătoare, mai ales în pentru viitor. Momentul de aici, momentul de scădere pe care îl putem observa, are legătură cu discuțiile de ieri. Încă erau niște tatonări acolo, niște posibile întâlniri, sau mă rog, acea posibilă întâlnire între Joe Biden și Vladimir Putin, a apărut acea liniște în piață în acele ore. Imediat după tot ce s-a întâmplat, am văzut momentele de ieri, practic petrolul a urcat, ne ducem spre 100 încet, încet. E posibil acest lucru, domnule Cazacu? Este posibil. În momentul de față, dacă tensiunile continuă, este chiar probabil. Petrolul este extrem de sensibil la schimbări în percepția de risc politic, geopolitic. Este o piață cu un puternic caracter speculativ și pe care operează de asemenea și diverse strategii de tranzacționare care urmăresc momentul, urmăresc direcția. Deocamdată trendul pare a fi unul ascendent și numai în cazul în care
să spunem, toată lumea s-ar liniști și am ajuns la o dezescaladare foarte rapidă, atunci am vedea o scădere consistentă pe petrol. Altfel, corecții temporare pe un trend deocamdată ascendent. Spuneți-ne, domnule Cazacu, dacă e de interes ce se întâmplă și pe bursa de la Moscova în aceste ore. Din nou, deja ieri tendința de scădere era evidentă. Deschiderea de astăzi cu o scădere puternică am observat-o în prima parte a dimineții. Ce așteptări aveți aici? La ce vă uitați? În ce se întâmplă acolo? Pentru că am văzut în special scăderi pe companii puternice care au legătură și cu România, Rusia. Piața e acolo în scădere. Vorbim și de o depreciere a rublei față de dolar. Deci depinde la ce indice ne uităm. Ne putem uita la indicele locale ruble sau la indicele în dolari. Cel în dolari e, bineînțeles, mai afectat de deprecierea monedei. În primă fază vedem aceste presiuni pe vânzare, pentru că nimănui nu-i place incertitudine și mai ales nimănui nu-i place spectrul ca vânzările să fie afectate de sancțiuni sau știu eu de alte măsuri. Ne imaginăm că tranzitul deocamdată, din ce înțeleg, nu este afectat, dar tranzitul de gaze prin Ucraina este important și pentru Europa ca și consumator și pentru Rusia ca producător. Și normal ca acele companii să fie afectate. Prima reacție este în general destul de agresivă, însă ulterior, dacă ne gândim, câte vreme fluxurile nu sunt efectiv afectate și prețurile sunt mari, acele companii în cele din urmă vor înregistra profituri dacă nu se ajunge la o limitare efectivă a cantităților exportate, cum spuneam. Deci, în prima fază, sentimentul a fost unul puternic nefavorabil și acolo este o anumită recuperare de 100 la minus 5% pe indicele MOEX, așa că nu cred că starea generală a pieței este una destul de încurajatoare. Și vedem și la noi pe companiile din energie care, practic, de pe urma unor prețuri mai mari, ar fi putut avea de câștigat. Însă și acolo a fost presiune puternică de dimineață. Un sfat, dacă putem să-i spunem așa, domnule Cazacu, pentru investitori, pentru cei care în aceste ore se uită foarte atent la ce se întâmplă în piețe, ar fi să... Un sfat ar fi să nu ia decizii pripite, nici de... în niciun sens, și să se pună de acord cu nivelul de risc care ar putea să fie la această volatilitate pe cum am văzut-o acum sau poate ar putea să fie și mai mare și să-și dea seama dacă pot tolera așa ceva și dacă pot, atunci probabil că în perioada următoare ar putea apărea și evaluări interesante. Dar asta la nivel de opinie, bineînțeles, nu la nivel de... Absolut, niciun fel de recomandare. Mulțumesc tare mult, domnule Cazacu, pentru disponibilitate. Claudiu Cazacu este specialist în piețe externe în direct la Digi24. Pe marginea tensiunilor, această undă de șoc, putem să o numim așa în această primă parte a zilei.